Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi vești din comuna Bolboș, Gorj, locul în care primarul a îmbrăcat copiii de clase primare în tricouri XXL până la glezne. Cred că XXL de la americanesc, la cum arată în poze. Ați văzut că una e XXL-ul chinezesc și alta e XXL-ul americanesc. Diferența de basket, așa. Da, e de basket și sumo în același timp, la americani. Tricourile alea ajungeau până la glezne. I-a îmbrăcat în tricouri frumos, a scris pe ei promoție 2021, cu ocazia sfârșitului de an școlar. S-a bazat pe faptul, știi, cred că asta era un, era o protecție anti-alergare la copii. Cu tricourile alea nu puteau să alerge, călcau. Da. Domn primar pare însă să fi cumpărat un tir de tricouri, pentru că acum am împărțit exact același model mai multor bolboșieni sau bolboșieneni pentru o acțiune de ecologizare a comunei. Lăudabilă inițiativă, am vrea să-l felicităm pe domnul primar, bravo, bravo. Și au apărut și fotografii. Toți sunt îmbrăcați în tricouri albastre, chiar și dânsul, evident. E vorba de câțiva angajați ai primăriei, persoane care au primesc ajutor social și care n-au avut încotro. Aici vă spuneți asta că și-ar mâncați. Și cetățeni cu spirit civic, bravo. Înarmați cu sape și topoare și greble și ceva, au desfășurat o acțiune de curățare a unui canal din satul Igi Rosu. Scrie publicația Gorj Online, sper că scrie cu diacritice. Deci satul Igi Rosu sau Igi Roșu. Poate ne spun ascultătorii noștri dacă am știu. Auzi, scrie tot promoție 2021 sau scrie altceva? Nu-mi dau seama, scrie au tipărit măcar altceva? Da. Au ceva pe ei, au fost îmbrăcați toți în același model de tricou, aceeași măsură, XXL. Așa că au fost destul de largi pentru foarte mulți participanți la acțiune. Câțiva au mai suplinit cu burțile și ce era lat sau lung în jos s-a mai ridicat așa de la burtă. Dar alții săraci care au mâncat mai puțin au tricouri care le vin mai înspre genunchi. Așa? Asta e. Eu cred că domnul primar a auzit la un moment dat, a văzut pe șapcă. One size fits all. Mamă, ce e asta? O size fiță. Mamă, ce fiță e asta? Uite, scrie pe ea fits all. Fiță. Ia zice cineva, este o măsură, domn primar, care e pentru toată lumea. Așa vreau să fie și tricourile mele toate. Așa că mă gândesc și când a sunat pentru comandă. Alo, tricouri aveți? Da. Ce măsuri? Toate măsurile. Care e cea mai mare? XXL. Cât aveți? Nu contează cât. Dați-mi tot. Avem și o promoție. Aveți că a luat tot stocul? Tot ce aveți XXL. A făcut all-in la tricouri. Da, all-in. Aia îți dai seama, avea un depozit tricourile astea XXL. Cum vindem noi tricourile XXL? Noroc că primarul din Bolboș are un fetiș cu tricouri largi. Lui, dânsul lui, dat tricourile largi. E criză pe piața tricourilor largi. E giroasa, ne-a scris Ovidiu. Aici nu scrie giroasa, scrie girosul. Dar credem că e giroasa, ok, foarte bine. E giroasa, așa ne-a scris acum. Deci, colegii de la Gorj Online să corectați. Îi zice aici giroasa. Da. Poate să ne trimite și nouă niște tricouri. La noi se și potrivesc, că la XXL, adică n-ar fi o problemă. Ne-ar veni foarte bine. Eu am slăbit 2 kg săptămâna. Ne scuzați. Pot să vă mai spun din când în când, că sunt foarte mândru. 2 kg într-o săptămână e bine. Să fie într-un ceas bun. Vă mulțumesc. Tu ce mai faci, Luca? Nimic. Mulțumim. Auzi, crezi că le-ai slăbit tu și le-a luat el? Nu, știu nu, n-am mai luat. N-ai mai luat? N-ai luat, mi-ai dat. S-au terminat bateriile la cântar și la tine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.